Conform ultimelor date oferite de Institutul Național de Statistică, 23,4% din populația României se află în pragul sărăciei. Încă din copilărie, multora dintre noi ne-au fost insuflate multe convingeri limitative legate de bani. Mulți dintre noi am auzit sau am folosit de-a lungul vieții următoarele fraze: nu am trăit niciodată bogat, așadar nu aș avea de ce să-mi doresc asta. Banii sunt rădăcina tuturor relelor. Banii strică oamenii. Dar aceste fraze sunt de obicei rostite de oameni care nu au bani și nu i-au avut niciodată. Însă cu ajutorul banilor poți face acte de caritate, îi poți ajuta pe alții și poți face mult bine. De cele mai multe ori vom întâlni oameni săraci răi decât oameni bogați răi. În acest video îți voi prezenta 10 convingeri limitative legate de bani, care te împiedică să te îmbogățești. Numărul 1. Nu am niciun ban. Uitați de această frază, scoateți-o din vocabularul vostru. Există diferite variante ale acestei convingeri limitative. Se mai obișnuiește a se spune: nu am bani acum, nu am bani pentru acest lucru, nu am avut bani și nu voi avea niciodată. Foarte multe persoane rostesc aceste afirmații destructive în fiecare zi, cu voce tare sau doar în mintea lor. Pentru a vă schimba acest mod de gândire, pentru a rosti contrariul acestor afirmații, aveți nevoie de un fond de urgență, care se realizează din economii, iar suma fondului de urgență trebuie să fie egală cu acoperirea cheltuielilor lunare pentru o perioadă de 3, 6, 12 luni de zile. Faceți-vă în medie un calcul al cheltuielilor lunare. De exemplu, coșul minim de consum lunar pentru o persoană este de 2500 de lei. În acest caz, fondul de urgență trebuie să fie cuprins între 7500 și 30.000 de lei. Pentru a vă crea acest fond de urgență, economisiți 10% din toate veniturile voastre. Astfel, veți ști întotdeauna că aveți bani. Banii nu contează atâta timp cât îi aveți. Numărul 2. Banii sunt murdari. Dacă ai gândit vreodată așa, atunci lucrurile stau foarte prost. Banii sunt energie și trebuie tratați corespunzător. Dacă nu dorești să primești bani murdari, cum dorești? Îi va primi altcineva. Creează-ți obiceiul de a spune: respectând banii, mă respect pe mine. Banii sunt un bun universal și mi se cuvin în totalitate. Mulțumește în fiecare zi Universului lui Dumnezeu, indiferent în cine crezi, pentru fiecare ban câștigat, pentru fiecare reducere obținută și pentru fiecare cadou neașteptat. Fă-ți o rutină din practicarea recunoștinței zilnice și vei vedea cum situația ta financiară se va schimba radical. Se spune că banii sunt rădăcina tuturor răutăților, însă același lucru se poate spune și despre lipsa lor. Numărul 3. Câștig foarte puțin ca să pot economisi. Ține minte, toată lumea poate economisi și pune bani deoparte, doar că unii vor economisi 5.000 de lei pe lună, iar alții 100 de lei. Chiar și atunci când ai datorii, rate la bancă, plătește-te mai întâi pe tine și apoi pe toți ceilalți. Începând să economisești 5-10% din venituri, îți vei crea acel fond de urgență, care îți va oferi acea siguranță financiară. Dacă 10% este prea mult pentru tine, economisește 3% sau chiar 1%. Dacă vei economisi în fiecare lună, după un an de zile vei acumula o sumă decentă. Nu uita, să economisești 10 lei este mai bine decât nimic. Ideea nu este că a trăi cu bani este foarte bine, dar a trăi fără ei este foarte rău. Numărul 4. Nu am trăit niciodată bogat, așadar nu aș avea de ce să-mi doresc asta. Se mai obișnuiește a se spune: în familia noastră nu au fost niciodată oameni bogați. Nu pot să înțeleg cui aș putea să mă asemăn bogat și norocos. Adesea această atitudine ne este impusă de către părinții noștri sau de generațiile mai în vârstă. În ei vorbește frica celor generații care au supraviețuit războaielor, represiunilor. Nu trebuie să adopți această atitudine. Poți schimba oricând tiparele și să devii prima persoană bogată din familia ta. Cei care cred că banii pot face totul, de fapt, pot face totul de dragul banilor. Numărul 5. Nu poți câștiga bani prin muncă cinstită. Cu această convingere, oamenii își blochează drumul către bani. Este mai ușor să alegi să-i judeci pe cei bogați
decât să îmbrățișezi schimbarea în viața ta, să-ți schimbi, de exemplu, locul de muncă, să te muți în alt oraș sau să găsești clienți noi pentru afacerea ta. Spunând această frază, nu faci altceva decât să te referi la faptul că, oricât de cinstit ai lucra, oricum nu vei avea niciodată mulți bani. Ține minte, banii grei înseamnă multă spiritualitate și multă conștientizare. Profesorul american de budism tibetan Michael Roach a petrecut mai mulți ani studiind într-o mănăstire din India, unde a devenit primul american care a primit titlul tibetan de Geshe, un fel de grad de maestru. El a fost unul dintre fondatorii și conducătorii unei companii care se ocupa de comerțul cu diamante, folosind principiile tibetane învățate în mănăstire. Atunci când Michael a părăsit compania, cifra anuală de afacere a companiei era de peste 100 de milioane de dolari. Acum, încă mai crezi că banii și spiritualitatea sunt incompatibile și că nu poți câștiga bani printr-o muncă cinstită? Banii pentru oamenii deștepți sunt un mijloc, pentru proști sunt un scop. Numărul 6. Trebuie să muncești din greu pentru bani. Dacă ai această convingere, atunci toată viața îți va fi greu să câștigi bani. Vei munci din greu doar pentru niște bănuți. Paradoxul este că banii mulți se fac ușor, iar banii puțini se fac greu. Ține minte, muncind din greu, te vei alege doar cu multe boli. Te rog să analizezi cu atenție cei mai bogați oameni din lume. Cu siguranță o să observi că, deși aceștia câștigă cel mai mult, efortul pe care îl depun este minim. Pentru a câștiga mulți bani, trebuie să muncești puțin și inteligent. Dacă tot nu poți accepta această idee, scrie această frază pe o bucată de hârtie și agață-o într-un loc la vedere. Tot ce trebuie să faci este să o citești în fiecare zi atunci când o vezi și să o înțelegi, și vei vedea cum gândirea ta se va schimba treptat. Să începi să faci ceva doar ca să faci bani e cea mai mare greșeală din viață. Fă ceea ce simți că faci din plăcere, iar dacă ești destul de bun, banii vor veni. Numărul 7. Banii nu sunt importanți. Astfel, oamenii se înșeală pe ei înșiși și nu numai că se înșeală, dar își justifică eșecurile și lenea. Dacă banii nu sunt importanți, atunci ce este important? Cineva va spune că importantă este sănătatea. Da, dar este mult mai ușor să menții o sănătate bună cu ajutorul banilor decât fără ei. Cu bani poți cumpăra produse sănătoase de înaltă calitate, poți avea parte de odihnă bună, îți poți cumpăra vitaminele necesare sau poți efectua acele examene contra cost care pot preveni anumite boli, iar în caz de boală poți plăti cu ușurință pentru orice tratament. Atâta timp cât ai nevoie de bani și nu îți poți permite o viață mai bună, banii sunt importanți. Doar recunoașteți acest lucru și începe să economisești. Banii grei sunt banii care îi enervează pe cei care nu sunt în stare să-i câștige. Numărul 8. Banii strică oamenii. Într-adevăr, există situații în care o persoană îmbogățită peste noapte începe să se comporte urât în raport cu ceilalți oameni. Devine arogantă, obraznică și lipsită de tact. Banii sunt doar un instrument care vă modelează situația financiară. Banii pot ajuta o persoană să-și atingă anumite obiective și să-i facă viața mai variată și mai confortabilă. Ține minte, manifestarea unei persoane în societate nu depinde de nivelul bogăției sale, ci de bunele sale maniere și de calitățile personale. Dacă o persoană s-a îmbogățit și a început să desconsidere prietenia, a devenit arogantă și grosolană, este foarte puțin probabil că banii au făcut-o așa. Această persoană era așa și înainte, dar nu își putea arăta adevăratul caracter, deoarece nu avea acel sprijin sub forma banilor. Vrei să câștigi bani pentru a trăi fericit și în final toată culoarea vieții tale, toate forțele tale sunt epuizate pentru obținerea lor. Fericirea este uitată, iar banii au devenit un scop. Banul în sine nu poate strica o persoană, însă îi oferă mai multe oportunități de a arăta cine este cu adevărat. Printre oamenii bogați există multe personalități demne. Trebuie să fii conștient și să înțelegi acest lucru. Încearcă să te înconjori cu astfel de oameni și în curând vei deveni bogat. Banii nu strică oamenii, ci doar arată cine sunt cu adevărat. Numărul 9. Nu sunt întotdeauna suficienți bani. Adesea spunem această frază în mod inconștient, prietenilor sau cunoscuților. La o primă vedere se pare că mesajul frazei este bun,
Dar dacă ai spus-o tu, atunci va avea efect asupra ta. Tu ești cel care se va lovi de insuficiența banilor de fiecare dată, iar la un moment dat vei observa că nu mai ai suficienți bani nici pentru mâncare. Schimbă-ți această convingere rostind în fiecare zi următoarea afirmație: banii se lipesc de mine și rămân mereu cu mine. Nu trebuie să alergi după bani, ci să mergi în întâmpinarea lor. Numărul 10. Bani aruncați în vânt. Banii aruncați în vânt înseamnă cheltuieli fără rost, nesăbuite. Foarte mulți își organizează sărbători, petreceri fastoase, deși au datorii, împrumuturi și multe alte probleme. Și în loc să cheltuiască banii cu înțelepciune, își comandă focuri de artificii și cheamă lăutarii. Toată lumea s-a distrat, banii s-au cheltuit și sărbătoarea s-a terminat. Mulți vor spune: o viață trăiesc și vreau să mă simt bine. De acord, dar o viață frumoasă și liniștită nu înseamnă astăzi mă distrez și mă simt bine, iar mâine sufăr din cauza neajunsurilor. Învață să-ți cheltuiești banii cu înțelepciune și să scapi de această expresie și de acest stil de viață. Acestea nu sunt toate convingerile limitative legate de bani, dar dacă le eradicați pe aceste 10, veți deveni semnificativ mai bogați. Aveți grijă ce spuneți și ce gândiți. Pe curând!